Știți și ați mâncat bătăiușcă dacă nu puneți un like. Am glumit și eu. Am uși vă arătăm pentru și întrebu biețele este. Bună ziua la toți! Bună ziua, bună ziua! Da, salutări, salutări! Noi astăzi și facem Iulia. Facem mâncare, da? Facem, gătim. Da, gătim. Gătim. Ceva gustos. Noi ne-au adus produse de la țară, ne-au adus cârnați de casă. Mai pe scurt, am venit să gospodărim. Să da. Mai ajute să facem niște provizii pe iarnă. Da, ea ca de mult îi invit la mine. Le spun că hai veniți să facem împreună, ca la țară, să da, ești salam de casă. Nu vor ea ca lenoși, nu vor șe de acasă. Ea ca a venit eu, le-am adus ea ca niște salam și amuș, vă arătăm procedura. Cum viețile astea nu ne trebuiesc, noi vrem să le facem la cuptoraș, da? Le dăm? Da. Adică cârnășorii ăștia, că Iulia i-a făcut. Da, i-am adus în căldăruș. Cârnășori de casă, ce să grăim. Ia, dați vă arăt. Ia, uitați-vă. De casă. Și îi punem așa la cuptor. Dar trebuie să punem pibețșoare, că să nu se lichească. Cred că cam așa, de genul ăsta. Ce mai facem noi, Iulia, azi? Sărmăluță? Facem sarmale, le fac sarmale, să le pui la frigider, să aibă pe mult timp, că nu știu, că... Le dăm la congelator, Iulia ne-a adus frunze de vie la Moldova. Frunze de vie, frumoase, tinerele, bune, da, nu ca în magazin de aici. Cam așa trebuie să primească după a noastră, că... L-am pus pe crenguț, așa, ca să nu se lipească, da? Da. Și... Cred că facem noi corect, nu știu. Da. Ca să-l spargem. Să-l spargem. Da, să-l spargem ca să nu se... Să nu scrape. Da. Și-l dăm la cuptor. Și-l facem câte unul. Îl dăm unul la cuptor și vedem dacă se primește bine. Da. Facem mai departe, dacă nu schimbăm tactica. Da, e ajuns. Așa. Tot e natural. Da. Tot natural. Tăt, șchișca și tăt. Până una alta, noi ne gătim ingredientele pentru sărmăluți. Da. Nu plecați, rămâneți cu noi. Eu e ca să curăț morcovă. Dar Iulia, văd că s-a pus curățat și apă. Da, eu curăț și apa, că la sarmale merge multă prăjitură. Și apă multă, morcov mult, că să nu iasă uscățele. Mult și apă merge. Îmi facem sarmalele cu cărniță. Cu cărniță de porc. Pe care trebuie tăietă și cărniță ele. Da. Facem sarmale pe iarnă, le punem, le dăm la congelator. Și o să avem tot pe iarnă sarmăluță. Dacă totodată ne-o chicat rob. Ia că a venit Iulia ca să roghească la noi. Am prins-o în mâini. Zic, hai să facem ceva treabă. De-am o lua ele în roghii, de-am s-o întors plastinca, da, de-am eu am venit roabă la ele, și ca să-i fac sărăcuțul lui gălușielii, țărmalii, că să nu moar de foame, pe toată iarna înainte, și să-i fac ea ca niște salam, niște sarmale, băietul. Iulia, dar tu bagi usturoi în sarmale sau nu? Nu. Nu, așa? Nu. Și apă, morcov, asta e și cărniță. Cărniță, amuș, ne apucăm și de cărniță. Eu mă nerc, nu pui usturoi, tu așa-i tare îl iubești. Iată, aș te-ntreb. Usturoiul are și el, bluda lui, a merge, nu la orice. Morcovul gata, dă-i răstăjit și eu. Mai trebuiește? Da, toate, da. Merge mult, nu-și iasă uscat. Păi, de fapt, știți ce ne-a spus Iulia? Ne-a spus că ca să sprânească niște sarmale ideale, ar trebui să fie în proporție de 1 kg de orez, 1 kg de morcov, 1 de șapă, și sprânește, și ulei, ulei totul? Și 1 kg de, nu, ulei, nu. 1 kg de cărniță. 1 kg de carne. Da. Și se primesc idealisimă. Da. Dar noi facem după
după kilogramul. Fac, cum știu eu. La oi facem. Azi demă, să vă placă cum. Eu încep a plânge de-am. Eu trebuie, o trebuie spălată cu apă, din tăi șapă n-a de să plângem, dar așa ia ca să boșim soarmele. Să mai plângem o leacă. Gata, ultima. Promit că nu mai plâng. Tăiem șapa. Așa. Așa? Dar nu prea mușcat. A, pătrățeli? Da, așa. Mai scurt, eu asta e jumătăți, așa? Eu așa m-am învățat, dar eu le așa. După așa e fiecare, după nu știe, da? Mie îmi place așa, de fapt. Când îți prăjești, îți faci așa lunguiat, așa. Eu le-a faci pătrățeli. Dar voi cum faceți? Cum gătiți? Boșim noi de la șapă, așa ca și cameramanul, văd că îl dă lăcrinile. Nu mai plânge, dragă cameraman. Poate te saluți, nu? Ia zi. Nu, încă nu a venit vreme. Nu a venit vreme, dar când e vreme? Mai încolo. La sfârșitul videoului? Da. Îți zici la revedere? Nu, cu sarmala în gură. Ia uite-le în nosule. Cu salamul în gură. Salamul pe un umăr și cu sarmala în gât. Cu salamul în gât. Ca motanul. Nu știu, dar de ce plâng? Interesant. Conținut fel de acid, îmi pare că... Da. Că de la usturoi nu am probleme eu așa. Usturoi ce îți arde... Gura ți-o arde. Arde, dar la șapă plâng. La șapă nu îmi place neacurat șapă, dar îmi place și cu usturoaile. Să lucrez îmi place. Și să le mănânc, tare îmi plac. Mi se armari le plac să le mănânc. Dar cu usturoi așa nu prea prietenesc eu. Este trășala din noi. Da. Vă ies să zdrași de voi. Nu, că nu avem. Suntem sfinte. Da. V-am văzut eu asară. Suntem sfinte. Da. V-am văzut asară și sfinte erați voi. Dar și am făcut noi asară și ți-am făcut. A? Ți-am sărit în cap și ți-am făcut. Femei ca femeile. Da. Mișoare. Mișoare, că nu v-am dat nici un pahar de gin. Dar vă mai turnam câte 100 de grame. Abia să mă trimiteți, vă cumpăr bară de dansat. Da. Nu suntem femei de la țară. Noi nu știm de bară. Și înseamnă bară. Noi nu știm ce înseamnă asta. Ei, noi mai mult de sapă nu știm nimic. Sapă, da. Apoi, cu sapă. Tot în bară și e tot un fel de sapă. Da? Da. Și fac ei acolo. Ei, și pășeți voi asară. Cu vara aceea. Dar și am făcut noi rău, omule. N-am făcut nimic. Mamă, ia spun că suntem femei ca lumea, dar tu... Da. Îmi spui de bară, știi. Ați văzut că am tăiat mult șapă. Da. Prăjăm și aici șapă, și aici șapă. Facem mult. Da, mult și mult. Să ai. Ia ca așa încă. Nu mai slăgim noi, Iulia, de grabă cu atâta mâncare și grăsimi. Dacă e la orezul, da. Ia uscat, da, îl iubești. Da, da, da. De fapt, mult trebuie... prăjitură, da? Uh-huh. Așa, prăjitură. Dar e până de sară, nu-ți mai prăjești și apa asta. Nu, că o tușim așa. A, e nu prăjim, o năbușim numai, da? Da, da, o năbușim. Hai, cu șapa am terminat-o. Am pus-o la prăjit. Îi dăm cu morcovul. Gata cu lăcrinile. Ajunge atâta boșit. În
Începem cu cărnița. Așa o tăiem mai mărunt. Cât de mărunt e asta? Cam așa? Da, da. Nu, e bun. E bun așa. Când se muște, apoi să găsești carne. Da? E, nu să... Da. Eu întotdeauna le facem cu carne tocată. Nu. E svețca, este alt gust, o să aibă carne măruntă tăiată, da? E, cameramană, n-a scut tu. Faci treabă. Eu n-a fac treabă, ia viața. Te ne trebuie pentru cărniță, ne trebuie un ascuțit. Dar să încerc și eu, poate să prinesc și la mine. Mă mai chema sosiet, vecina mă chema că mai ei când avem o de rășdienii, se chema, da, și îi facem cotlete, stroiete, cum știu eu, e ea tare plăcet, îmi fac eu cotlete. Și înainte, când era hramul orașului, hramul, o grămadă de mâncare. Nu știu dacă lumea nu se mai gătește la hramuri așa. Poate prin sate se mai gătește, dar la oraș nu știu dacă se mai gătește. Plășim, râșturi, tăiem, curcani. Adică nu eu, părinții mei, mă fac și eu așa, gospodin. Noi tot ne gătim de hramul satului. Ei, facem câte o masă încărcat ca la nuntă. Da. Facem tort, coșem cotlete, rășituri, sarmale, salam de casă. Uh-huh. Fundam cuptoriu, cărnică, fripturică. Da. Toate coșem picenii în formă de piersă și de persică. Uh-huh. Biscuiți. Așa, biscuiți. Interesant, că noi pășeam, eu cu mama, tot, îmi fundam cuptioarele. Era interesant. Salam, era numai la anul nou în casă, la hram orașului. Și atât, cam la Paște. La Paște mai mult avem de afaceri cu fripturica, ceva că tăiem porcul. Da, și la Crăciun, dar la anul nou, mai mult așa salam pe masă era. Amuia mănânc măcar atât ziua salam. Dar atunci, da. Numai la sărbători. Înainte, da. Cameramanul, ia vină cu an. Auzi? Vină cu an. Vină că nu unii trist fără tine, vină cu așa. Vin. Eu te s-o dus și ne-o lăsat aici, singurele. Da. Hai, treci aici așa spus că unii la noi. Mai zici și tu ceva, vă, poveste. Vă poveste? Moș Ilie, spune-ne și nouă o poveste. Că vă este trist, da. Că ne este trist fără tine. Cărnăț și ea voștri nu-s gata, vari? Cam în miroasă, cărnăț. Miroasă bine, dar încă nu-i gata. Nu? Nu. L-am pus așa la foc mai încet ca să scoac și înăuntru. Așa. Și să-mi trebuiască, Iulia, tătă conserva asta cu pasta de tomate? Nu. Tătă? Nu. Nu? Mașca. Pe jumătate, da? Înseamnă că 200 de grame undeva ies. Aici avem 380. 200. Cam așa. 200. Olesia, dar eu mai am frunze de arțar. Da? Fac și de arțar, da? Ei, da. Da, sveți și sunt gustoase, bunica fășie de arțar tare. Eu și eu am strâns, am acasă. N-am gustat niciodată. Dar ia-mi să ne aduci. Sunt toare bune.
Ia să ne aduci să da, gust. Da, dar să vă mai poftesc la mine să facem, când ați mai veni. Da. Eu cred că să ne mai poftească când a mai apărea așa un volum mai mare de lucru, de muncă, de la daci, că chiar așa să veniți, așa. La mâncat, da. La încărcat de saga. Așa. Mama mea Iulia făcea din frunze de podbal. E mâncărată? Da, dar și eu am făcut. Da? Foarte gustoasă, așa, alunicoasă. Eu nu le mai țin minte la gust. Sunt alunicoase, așa, gustoase. Nu mai țin minte la gust, dar știu că făcea strânge. Păi mai poftesc, eu facem împreună, că am și de arțar și de... Da? Da? Da, cum? Eu toate frunzele, da, cum? Toate frunzele lumii. Da? De fasole, fac frunze de fasole, fac și glumești? Da, cu sfeclă de roșie, fac tot, sarmale. Păi ăsta e ceva nedeosebit, da, trebuie să facem un vlog. Da, dar și n-am știut. Nu, cum la frunze, din frunze de sfeclă să faci cu sarmale? Da, și frunze de fasole fac. Da. Chiar nu mi-a crede că frunza de fasole e cam așa... Nu e mânecoasă, e cam așa iesă. E bun, iesă, gustos, da. Așa mărunte primezi, da? Da, mărunte. Frunzele de vie, astea sunt mășcate, așa. Da, și ele se primesc mai mici. Dar cărnița trebuie să o prăjim? Nu. Să o punem deodată, așa, pe străcătură, da? Da. Olesia, amu, trebuie un lighean mai mare să punem... toate la un loc, prăjitura. Să le adunăm, da? Adunăm tot la un loc. Uh-huh. Orezul, cărnița, prăjiturica, atât la un loc. Tati, tu ce rog în dulap acolo, la intrare, este ligheanul cea mare? Ne-o aduci? Da. Hai, da. Prăjiturica s-a mai răcorit. Oh. Mulțumesc. E bun? Să fie primari. Da. L-ai clătit, da? Bravo. E bun, e bun. E foarte bun. E așa. Prăjitorica. La sarmale. Îți mânca și voi și poate îți da la o băbuță, o bătrânică. Ei, ce-a poate? Ei, trebuie să rășească o leac, ca să nu o părim. Punem orezul? Da, l-ai spălat? Da. Bunica pune și crupe. Da. Când fășe da, da, crupe de grâu. Știu că spunem parică, da? Sau de care? Eu nu știu de care pune bunica, dar mie nu prea îmi place de crușoare, da. Mie îmi place oreț curat. Fratele îi place cu crupă, zici că făi cu crupă, dar eu nu-mi place și cam nu ne potrivim. Da. Noi e de fapt cu oreț, mă facem. Cu oreț curat. Așa, nimic gustos. Eu am cumpărat odată un fel de... bulgur, așa da, se numește, da, așa se scrie pe dasul bulgur, dar el poate e un fel de orez. Da, orez, nu ca fnijol, cum e așa, da, e, mai gălbun. Da, da. Știu. Dar nu mi-a plăcut să-ți spun drept. Așa la dietetici, de dietă. Nu-mi place. Sare trebuie așa? Da, sare. Și chipier. Chipier. Chipier negru. Uita, fetele astea mele, atâtea timile de pe acasă. Vă voi tot așa acolo, sub Moscova? Da, da, tare mult li de. Fata mea vine, Sara vine, pe la 4, pe la 4 jumate. E în clasa 7, da? Da, clasa 7. Vine târziu, vine tare. Și tare mult li de la copii. Au plângeri, părinți, că tare mult lucrează. Eu cam am întâlnit, chiar am când am fost la magazin, am întâlnit cu o bunică din clasa paralelă, a lui Emilia. S-a zis că, băi, dă ori că se fac părinții acasă. Noi ajutăm copilul, că... Da, o vedeți așa de șteptățică, dar oricum, da. Nu mă vedeți. Că... Sâmbătă și duminică stăm, practic, noi ne stăruim numai sâmbătă sau duminică să stăm cu o zi, oricum să ne odihnim. Da. Dar bunicuța așa spune că și sâmbătă și duminică copilul stă în carte, stă, face. Da, da.
nu au timp de odihnă. Nu. Și numai lecții, ba, muzică, ba. Nu știu la ce duște de asta, dar noi mai avem și când noi stăteam și pe afară, nici mai jucam, mai aprindem o frunză, mai da, măturam, grebam. Facem la primul degustație. Facem degustație. Gustați? Da, facem degustare. Tati, vrei? Oarecum s-a și prinit. E usturoiet, are miros de usturoi. Haideți să-i facem proba. Să facem proba cu țâtul ictă. Ne vezi că tu ești gospodina care l-ai făcut, tu trebuie să știi mai din. E bun? Super! E super, da? Noi... Super! Și trebuie, și lipsă, știi, Nică? Nică. Nică, tati. Nu e așa de usturoiet. Nu? Tu te mică, Iulia, pasiunea ei pentru usturoia să... Eu l-aș mânca încă și usturoi, aș mânca încă, usturoi. Încă iar mai pune usturoi, Iulia, ia că n-a. Da. Nu mai mult nu trebuie. E bun? Așa e bun. Da, e bun. E ca stiena usturoi? Nu. Nu? Nu. Da, e bun. Așa cu slăninucă, cărnița, și așa cum mai e. Da. Gustos, dar pe ei stanal îl sravnești cu așa ala de magazin. Ei nu mai faci comparații cu așa de magazin, n-are echivalent. N-am mai mănânc o bucată. Mai mult nu-ți mai dau. De la fete scuste. Mănânc am o cât pe urmă nu-ți mai dau, gata. De mai să-ți faci singur acasă. Mai avem noi de prăjit, au cât. Cu căldărușă v-am adus, vă satur. Da, dar eu azi ciușez gălușele pe coluncoase. Stai, Iulia, cam așa amândouă începem. Păi ia mușe, ca eu gătesc vasul. Auzi, Iulia, povestești ni ce ai pus în cărnășorul ăsta. Vrem să știm ce mâncăm. Și am pus? Am pus cărniță, farș. De porc, da? Da. L-am sărat, l-am pipărat. Moș de ieș. Și am usturoi ai vrut să pui, da? Da, usturoi. Și i-am pus o mânuță de orez fiert. Aha. Să aibă legătură, că el dacă s-a prăjit și i-a ieșit tot jurul, untura, apoi nu rămâi cu nimic. Aha. Da. Aha. Da, așa vreau să trebuie. Ouă nu pui, da? Ouă nu. Ouă nu trebuie. Nu, nu, numai usturoi, piper și sare. Hai cu Doamne ajute, Doamne. Ia ca așa. Voi tot așa le faceți, sărmalele. Mășcate le faci? După frunze le fac, nu rup frunza. Le fac mășcate, care ești, cum e frunza. După cum e frunza, așa le fac. Mie-mi plac mășcate. Eu știi ce am auzit? Am auzit că fetele nemăritate n-au voie să facă sărmale. Da. Ai auzit așa? Nu știu. Nu? Coți ca pe urmă mănâncă bătaie de la bărbat. Ei, nu știu, n-am auzit. Prima dată aud, nu știu. Da, mi-i pune un cărnășor. Păi pun, spun doi. De fapt, nu, lăsăm câte unul așa. Și pun puțin apă. Așa.
Nu uităm să-i facem de orele. Și-l dăm, îl dăm la cuptor. Vreo 20-25 minute și-i gata. Știi că alții mai fac așa, în trubocchi. E ca așa. Așa ca asta dalma. E dalma, da. Se cheamă. Da. Dar noi facem așa, cum știu, cum știu eu de la mama, de la bunica. Noi așa le facem. Dar eu le fac tot altfel. Eu le împletesc cum sprinește, am și-ai zis. Da. Vezi și gospodina se. Nici nu știu, am și nu mă filmați amuc, eu mă emoționez și nu îmi spune. Are emoții, oameni buni. Îmi tremură mâinile. Lese, are emoții. Ia uite, frumoasă. Frumoasă, așa. Zis, frumoasă. Da. Mai pun cărniță. Da, cărniță am pus. Cu cărniță, da, să aibă cărniță. Nu știu cum voi faceți, dar noi eu așa, îndeprins de la bunica. Numai decât în fiecare sarmală trebuie să fie o bucată de carne. De carne, da. Numai decât. Gata, am obosit. Iulia, am obosit? Da, tare. Ne-am opintit mai pe scurt. Da. Am terminat cu găluștele, cu sărmăluțele. Am umplut așa un lunchbox da. Plin. Uitați-vă așa, sarmalele sunt gata deja. Și încă și aici avem. Astea le punem așa la conservație, adică le punem da. Mai pe urmă, asulăm. La frigider. Da. Da, astea le punem le la foc. Azi. Da, azi să mâncăm astăzi. Așa. Cârnăciorii tot sunt gata. Cârnăciorii așa. Gustoși. Da. Cârnăciorii așa sunt, ea ca ăștia de casă. Da. Eu am făcut acasă și ne-au adus aici, noi nu mai am copt. I-am copt fierbinți, proaspeți. Da. Ea ca așa se cheamă salam de casă. Cum se numește tot? Chișcă, din chișcă naturală, de porc. Da, nu se numește chișcă. Maț. Maț de porc. Maț de porc, da, naturale. Da, natural. De la Moldova? De la Moldova. Nici n-am cuvinte. Da. Gustoșenii. Tot e gustos, tare e gustos, salamul. Gătiți și voi. Gătiți? Da. Voi cum gătiți? Tot așa, scriți în comentarii cum gătiți voi. Mai avem vreo 2 cârnăciori în cuptoraș. Da. Și terminăm trebușoara și ne ducem puțin afară să ne plimbăm. Da. Dar noi vă așteptăm cu like. Iulia, așteptăm cu like? Da, numai decât like puneți! Capul Iulia scoate iar varga. Eu vărguța! Da, da, da! Și ne vă spunem noapte bună, seara frumoasă! La da, noi sunt seara, seara deja, frumoasă! Ne-am chitit noi încolo încoace și am împletit, s-a făcut și seara afară. Da, de-aia mai noapte. Vă spunem papa! Papa! Tati, spui și tu un papa! Iaz, gata! Papa! Pa!